Iarna este la o aruncătură de băț, dar asta nu înseamnă că suntem neapărat și pregătiți. Pandemia de coronavirus a influențat viața oamenilor la nivel mondial. Deși sezonul rece bate la ușă, autoritățile sunt încă la stadiul de licitație când vine vorba de utilajele necesare de zăpezirii. La nivelul comunei Baia de Fier, primarul Dumitru Turbăceanu spune că utilajele necesare sezonului rece nu au fost încă achiziționate. Edilul speră ca licitația, ce este în desfășurare, să se încheie cât mai curând. De asemenea, pe plan turistic, edilul nu crede că turiștii se vor înghesui să vină. Nu au cumpărat, suntem în licitație. Nu știu exact, că nu mă ocup eu de treaba asta, dar știu că suntem în... s-a publicat pe SICAP și așteptăm să vedem cine se va înscrie la licitație. Cei cu pensiuni sunt reticenți, nu l-au închiriat. Momentan nu, toată lumea nu se știe ce va fi. La Novaci însă lucrurile stau diferit. Edilul Dumitru Leuștean se declară pregătit dacă zăpada va veni mai repede. Instituțiile și-au făcut deja stocurile de material lemnos, iar licitația pentru utilaje este în plină desfășurare. În ceea ce privește turismul, Leuștean este optimist și crede că pandemia nu îi va opri pe turiști să viziteze Rânca și Novaci. Chiar proprietarii cabanelor spun că au făcut deja rezervări pentru Crăciun și Revelion. Suntem în perioada în care facem achiziția pentru echipamentele și utilajele necesare pentru Novaci și, bineînțeles, zona Rânca. În cadrul prestației sunt prevăzute toate clauzele, inclusiv aprovizionarea și mai exact achiziționarea și de material de derapant, mă refer la nisip și sare. Avem pe stoc un minim de intervenție dacă este nevoie. La Novaci, dacă ne referim la instituțiile de învățământ, toate și-au făcut aprovizionarea cu material lemnos. Toate instituțiile și-au aprovizionat materiale pentru iarnă. Eu cred că va fi o activitate destul de bogată, să zic, în perioada respectivă, așa cum și vara, care s-a încheiat, a fost un număr mare de turiști. Cred că locațiile, mă refer la cabane, la case de vacanțe, în special unde poate să vină grupuri restrânse, cu siguranță vor fi foarte mulți turiști. De altfel, și din discuțiile cu mulți administratori, mulți concesionari, îmi spun că au deja, mă refer la Revelion, la Crăciun, închiriate deja. Administratorii de pensiuni din zonele turistice ale județului Gorj se află în acest moment într-o situație incertă. Evoluția pandemiei este una destul de rapidă și neașteptată, de aceea mulți dintre ei sunt reticenți când vine vorba de rezervările pentru sezonul rece. Temperaturile au scăzut drastic în ultimele zile și ne putem aștepta ca primii fulgi de nea să ia din nou autoritățile prin surprindere.